Vă salut. Fie că aveți un restaurant, o pensiune sau un laborator de optică în care oferiți anumite servicii, probabil să aveți nevoie de un modul de programare sau de rezervare online, în care clienții se pot programa la serviciile pe care le oferiți. În care puteți să aveți un calendar să vedeți pe zile și săptămâni cine poate să vină și cine și-a făcut rezervările. Bun. Haideți să vă arăt cum se face acest lucru. Numele meu este Alin și în această lecție o să vă arăt cum funcționează un modul pentru a vă face o pagină de programări online pentru clienții voștri. Chiar dacă aveți să presupunem un laborator de optică în care să presupunem că aveți servicii de reparații lentile, de consultanță, de vânzare lentile și așa mai departe, iar clienții doresc să se programeze la un consult, de exemplu, în laboratorul vostru. Bun. Pentru această lecție o să folosim acest modul, Appointment House Booking. Se poate folosi și pentru pensiuni, se poate folosi și pentru orice altă locație care oferă servicii, bineînțeles. Bun, pentru a face acest lucru vom folosi pagina de la școala de WordPress, site-ul pe care noi am mai făcut alte lecții și o să începem să instalăm acest modul. Haideți să instalăm acest modul prima dată, după care o să ne jucăm cu el să vedeți cum se poate seta intrăm, mergem la module, adaugă modul, scriem numele modulului. Dacă doriți, o să puteți să găsiți acest modul, este 100% gratuit. În versiunea gratuită se pot face destul de multe lucruri, însă are și o opțiune premium în care puteți să cumpărați mai multe, mai multe servicii. Facem click pe Instalează acum. Modulul pe care l-am testat are un rating destul de bun și funcționează, funcționează destul de bine. Deci răspunde de așteptărilor voastre fără nicio problemă. Facem click pe activează. După ce s-a activat modulul, deja ne-a apărut aici uh, form 1. Deci aici putem să scriem uh, form rezervare. Deja deci ne ne-a ne și aruncat aici. Deci aici, o să-l găsiți aici în partea stângă. Da? Sub setări o să-l găsiți. Și putem să facem click pe edit. Când am făcut click, click pe edit, aici ne și apare în partea stângă, ne apar câmpurile care sunt pentru, pentru formularul nostru și aici în partea dreaptă, în timp real, cum se poate vedea calendarul. Ca să-l adăugăm pe pagina noastră și de aici putem să facem setările pentru file-uri, aici setările pentru set setările generale. Haideți prima și prima dată, haideți să creăm o pagină, deci o pagină în care să adăugăm shortcut nostru luăm șorcatul nostru, îl copiem, mergem la Pagini, Adaugă pagină și putem să scriem aici rezervări online sau programare online. Programare online. Adăugăm clasic, în care adăugăm shortcut nostru. Haideți să-l adăugăm corect. Tac. Editează vizual. Publică pagina. Nu mai scriem nimic deocamdată. Și publicăm pagina. Haideți să adăugăm pagina noastră și în meniu. O să adăugăm aici, în contact, lângă contact, în partea dreaptă. Mergem la aspect, meniu. Avem aici meniul din partea dreaptă. Programare online. Adaugă meniu. Programare online. A apărut aici facem click, facem un refresh la pagină și ne apare butonul de programare online. Dacă dăm click pe butonul de programare online, deja ne apare formularul pe care este în mod default pe care l-au pe care l-au dat cei de la cei care au dezvoltat modulul. Acum, ca să ne jucăm cu el, mergem înapoi la Appointment Hour Booking. Asta este formul nostru, pe care, care deja apare pe pagina aici. Și acum ne putem juca cu el. Prima dată. Dacă facem click aici pe servicii, deci apar, aici apar fiecare câmpuri. astea sunt câmpuri separate. Deci, servicii, calendarul, aici cu orele, e mail și așa mai departe. La servicii putem să scriem, la appointment, aici putem să scriem servicii. De exemplu, da. Așa. Și după care avem serviciu 1. Serviciu 1, îl găsim aici. Putem să scriem, să presupunem că avem un laborator de optică și putem să scriem consultație. Consultație, prețul, să zicem, 3.20 capacitate. O persoană, durează 30 de minute, aici timp de așteptare 5 minute, timp după 5 minute. După care putem să mai adăugăm încă un serviciu. Pac, facem clic aici și mai adăugăm aici reparații lentile, de exemplu, da? Haideți să adăugăm aici 10, capacitate 1, durează 30 de minute, aici putem să lăsăm 0, 0. Deci de aici vă jucați cu timpul de așteptare înainte și după. Dacă facem clic pe plus, putem să mai adăugăm încă un serviciu, și putem să scriem cumpărare lentile lentile prețul pe consultație 30 și așa mai departe. Deci aici avem deja trei servicii pe care le-am adăugat aici. După care, mai jos, avem orele de deschidere. Putem să scriem de, de luni, de la deci putem, putem, să scriem aici, putem să lăsăm așa, de exemplu, all days și după aia putem să bifăm de aici și să rămână decât luni, marți, miercuri, joi, vineri. De la ora 8 la ora 16, de exemplu, ăsta e programul. După care, first date, Monday, putem să scriem să înceapă săptămâna de luni. După care, Time, putem să, putem să lăsăm mai bine cu 24 de ore pentru că este mult mai, mie mi se pare mult mai ok și mult mai simplu. Câte luni ar putea să ne, să ne arate aici? Putem să arătăm două luni aici, dacă vrem, sau putem să arătăm decât o lună? Maximum number of appointment se referă la numărul maxim de rezervări, de programări. Putem să facem una, da? Deci o persoană poate să-și facă o singură programare default date, dacă vreți să începeți de dintr-o altă dată, după care show drop that year amounts, dacă dați click aici, vedeți, se modifică aici partea asta, dacă dați click aici, show and time, se modifică aici și ne apare mult mai coerent intervalul orar, show total cost, aici dacă dăm click aici, ne poate apărea și costul, dacă dorim, la, la final, show quantity, dacă vrem să apară cantitate, după, aia, după care avem instruction for user, nimic, putem să scriem aici test. Dacă vrem pe partea de CSS să mai schimbăm anumite uh, anumite grafice, putem să adăugăm de aici adițional CSS, după care, dacă facem clic pe save and change și mergem pe pagina noastră, hai să vedem dacă s-a modificat. Deci avem servicii consultație, reparații lentile, reparații lentile, putem lăsa pe consultație, avem în fiecare zi de luni, marți, miercuri, joi, vineri, de la ora 8 la ora 16, pentru reparații lentile avem la fel același interval orar în fiecare zi, de la ora 8 la ora 16, vedeți la ora 15.30, la ora 15.05 poate să fie ultima programare. Așa ne-am jucat noi aici cu el. După care, acum, dacă vrem să mai adăugăm, de exemplu, alt, alt câmp, putem să adăugăm de aici e-mail. e mail care va introduce clientul când își programează, când își programează întâlnirea în, cu voi. După care, dacă vreți, putem să mai adăugăm de exemplu single line. Single line în care putem să adăugăm numele persoanei. Pac. Și aici putem să scriem, țac, nume și prenume. Aici, dacă vreți, putem să mai adăugăm aici from, form name, numele tău servicii. Pardon. Aici nu este tot formularul. După care aici putem să ne mai jucăm cu așezarea. Haideți să-l lăsăm cum era. Dacă vrem să mai adăugăm încă un formular cu număr de telefon, putem la fel să adăugăm încă o linie și să scriem aici număr de telefon. Număr de telefon. Aici putem să facem size Large, de exemplu, haideți să facem și la acestea, de exemplu, Large e Large, tac. După care, la toată partea asta, ce mai putem să facem? Haideți să vă mai arăt ceva aici, care mie mi s-a părut foarte interesant. Deci aici avem butonul de Submit, care puteți să scrieți Trimite, o programare, Aici puteți să traduceți textele pe care le mai aveți. Haideți să facem o salvare și să vedem aici ce s-a mai întâmplat. Deci la fel. Deci avem de luni până vineri, e mail a apărut pe toată pagina, nume și prenume, număr de telefon și CAPTCHA. Aici cod CAPTCHA. Mai departe. Haideți să vedem acum ce ce, mai, ce, pot, ce pot să vă mai arăt. Dacă mergem mai departe la General Settings, aici avem Confirmation Thank You Page. Aici puteți să, face, să creați o pagină cu unde să fie redirecționat după ce apasă pe butonul de, pe butonul de trimite programare. Aici aveți Default Status of New Booking, care este statusul rezervării după ce s-a apăsat poate să fie aprobat imediat, poate să fie pending, adică să fie să aștepte aprobarea, poate să fie cancel by custom, mă rog, sau să o anulați, dar nu e cazul. Deci puteți să o lăsați direct aprobată, aprobată automat să vă apară într-un calendar sau în așteptare, să o puteți valida voi. După care, dacă aveți cuplată direct, puteți să faceți statusul rezervării să fie cuplată direct aprobat, absolut aici, după ce vă plătește, poate să fie aprobat, după care, Global Calendar Settings, puteți să vă setați modul datei de aici, care apare, care apare aici, modul acesta de aici, martie 2023, care aici are foarte mare legătură cu limba pe care este creat site-ul. Aici, dacă poți să include în rezervare timpul când, a fost, când se termină rezervarea, dacă vreți să vă integrați cu plată, se poate integra și cu plată, Notification email. Aici, send email from. Aici puteți să lăsați recomandat să fie adresa de mail care este a site-ului vostru de administrator. Sau vă puteți schimba de aici adresa de mail și numele. Deci poate să fie de la nume clinică. Send email to. Aici va fi automat adres, la adresa de mail care este care și-o adaugă clientul. Destination Email, aici unde să se ducă programările, unde să, ajungă, unde să ajungă cei care își fac programările, notificările, după care aici vă puteți edita uh, mesajul de notificare al administratorului, destul de simplu, sau mesajul de notificare al clientului, pentru că va primi și clientul automat un, uh, un e-mail. Dar puteți să selectați nu, dacă doriți, să nu primească, dar este recomandat să primească să știe că are o programare. Mai departe, aici puteți să vă activați sau să vă dezactivați acest cod SPAN, dacă doriți. Raportul, puteți să afișați raportul uh, calendarului și aici aveți mai multe add pe care le puteți, le puteți accesa, le puteți cumpăra, dacă doriți, și are mai multe funcții. Însă, pentru ceea ce aveți nevoie, să știți că este estea sunt... Estea sunt adonsurile pe care le puteți cumpăra dacă faceți upgrade la modul. Cupoane, time zone, conversation, user registration, signature, file, remove or ignore, destul de multe, deposit payment, cancel link for booking și așa mai departe. Însă versiunea gratuită, așa cum v-am spus, este, este mai mult decât suficientă din punctul meu de vedere. Form template, aici la form settings, form template, aici puteți să vă jucați cu calendarul. De exemplu, vedeți, pute, poate să vă apară așa. Eu am folosit, de exemplu, versiunea de Modern, pentru că îmi place apare și în partea asta aici. Haideți să vă, să vă arăt cum, cum apare. Când m-am mușcat aici la Form Settings. Vedeți? Apare calendarul în partea stângă și orarul în partea dreaptă. Ceea ce îmi mai mult spațiu aici. Și mie mi se pare mult mai, mult mai drăguț așa. După care, top label, uh, label placement. Putem să facem în centru, de exemplu. Ia hai să vedem cum se schimbă. Deci s-a pus servicii aici și a rămas în continuare aici, au rămas aceeași aliniere. Puteți să lăsați și așa. Deci aici vă puteți juca cu... Uh, cu designul de la, de la calendar. Clientul, bineînțeles, își adaugă aici datele, e-mail, număr de telefon sau orice alte date pe care le colectați de la el. Foarte important să nu uitați când dați pe edit aici, să nu uitați să adăugați și accept GDPR. Este un lucru foarte important și să l trimiteți la acceptare termeni și condiții. termeni și condiții, accept, și aici să trimiteți la pagina unde aveți termenii și condițiile site-ului să știi oamenii ce se întâmplă cu datele lui după ce apasă butonul de submit, unde se duc și cum le procesați uh, informațiile clienților. Tot așa, la fel, după aia faceți click pe Save Change și cam asta este tot. Dacă facem click aici aici aveți un booking sau un block times. De exemplu, vă puteți juca și cu vă puteți juca aici cu block times-ul să vedeți rezervările din anumite zile. Pentru serviciu de consultație, la ce oră aveți, pentru serviciu de lentile și pentru serviciu de cumpără. Puteți să faceți rezervările și direct de aici. Block selected dates. S-a făcut o programare direct aici pe data de 17. Aici apare nimic test. Deci pe data de 17 la ora 8. Vedeți? Apare direct aici. 17 a 3 ora 8. Deja aveți două programări pe data de 17. Puteți să mai faceți una. Cost 20 de dolari. Haideți să vedem acum aici la General Settings ce avem. Aici avem acele setări pe care le-ați găsit și în partea cealaltă, de unde vă puteți seta adresa de mail, send to și așa mai departe. Aici dacă aveți probleme, script load method, nu cred că e recomandat să umblați pe aici. Edit style, aici să vă, faceți, să vă mai adăugați alte stiluri dacă doriți să modificați anumite părți grafice. Cred că aici, doar aici aveți cele mai multe, aici pentru plăți, pentru rezervări, pardon, cele mai multe mesaje le aveți aici, cele mai multe informații, să zic așa. Deci aici găsiți cele trei uh, booking cele trei rezervări programări pe care le-am făcut eu într-un mod manual, să zic așa. Aici puteți să administrați plata. Așa. Aici aveți încă o dată calendarul, da? Pentru data de, hai să vedem pe Mounts, pe data de 17. țac, Așa. Mounts. Așa aici puteți să vedeți calendarul. Ce mai avem? Ia, Change to show List View puteți vedeți și în listă. A, ah, pentru data de 17. Ia să vedem. Filter pentru form 1. Dacă ne apar cele pe care le-am făcut noi. Se pot printa. 17 pe treia, 16 pe treia. All. All. Aici nu apare și serviciul. Haideți să ne uităm și pe aici, să vedem ce mai avem. Deci aici am văzut. Aici putem să adăugăm noi o, o consultație. De exemplu, haideți să facem un test pentru data de 24 la ora 8 e-mail. Adresa mea de e-mail yahoo.com, Alin un număr de telefon, accept termeni și condiții Aici e foarte important să puneți pagina. Trimite o programare. Bun. Acum haideți să ne uităm la unde eram la Booking Orders. A apărut aici Booking Orders cu nume și prenume. Aprobat. Automat. Avem aici calendarul. Haideți să vedem pe calendar pe lună, data de 24, haideți că uitați, aici ne-a apărut, pe 24, dă alinu și adresa de e-mail, cu număr de telefon, cu tot ce trebuie. Dacă, vrem să, dacă vrem să dăm în listă, ne apare lista cu programările. Pe 24 a treia, la un serviciu de consultație, adresă de mail, nume și prenume, număr de telefon și acceptat termeni și condiții și statusul este deja aprobat. Bun, haideți să mai dăm pe aici să vedem ce mai avem. Block times pentru 24. Dacă vrem să mai blocăm tot așa, să mai, facem un, să mai facem o programare manual. Și cam atâta este aici. Aici putem să vedem un status, un raport. Dacă vreți să faceți un alt formular, doar faceți aici clone și vă faceți un alt formular. Ați văzut, deja se pune cu shortcut, se pune destul de simplu, pe pagină bineînțeles puteți să mai adăugați alte texte și alte informații, orice doriți, puteți să vi-l construiți așa cum doriți. Modulul este unul relativ nou, să zic așa, până acum într-un mod gratuit am mai, am mai lucrat cu alte module, însă nu a fost atât de bun și atât de eficient ca acesta foarte mare -ă, atenție la adresele de mail, când se trimit mail dacă serverul vă poate ajuta. Dacă nu, contactați serverul să vă ajute cu un SMTP. Dacă nu vedeți că avem și lecții pe canalul nostru cu ce înseamnă SMTP și cum se instalează. Bun, cam asta este lecția de astăzi. Sper că v-a ajutat și dacă aveți întrebări, nu ezitați să le adăugați la secțiunea de comentarii.